cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit, cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, la Piatra Neamț. A venit toamna, lucrurile merg bine, se spune că toamna se numără inclusiv bobocii. Noi astăzi ne-am gândit să numărăm în emisiunea de astăzi, nu știu dacă bobocii, ci ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în municipiul reședință de județ numit Piatra Neamț. Înainte de a vă prezenta invitatul de astăzi, vreau doar să marchez faptul că un proiect interesant, un proiect așa prezentat cum trebuie, merge mai departe, dar fără persoana care s-a ocupat de el, Alexandru Filip, a dus Pietrean de loc, a climatizat prin Tulcea cu proiecte în turism pe acolo, s-a ocupat de, hai să-i spunem, noua structură de promovare și organizare a turismului în Neamț, în Piatra Neamț, scuzați-mă, și tocmai și-a anunțat plecarea spre casă. Este vorba de organizația de management al destinației turistice Piatra Neamț. Dar poate vom vorbi și despre asta în timpul emisiunii, împreună cu domnul Adrian Jucan, consilier local la Piatra Neamț. Vedeți că n-am spus partidul, am spus doar consilier local. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Mălănescu, bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu din nou în studioul dumneavoastră la această cafea bună. Chiar vreau să vă spun că de mult nu ne-am văzut. Așa au fost ultimele luni mai ocupate din punct de vedere personal și profesional și m-au împiedicat să mai ajung pe la dumneavoastră. Păi acum cum să vă spun, și eu în locul dumneavoastră, având în vedere vremurile, cred că aș fi stat mai mult pe la firmă. Da, este adevărat. O perioadă destul de lungă de timp, să zic, m-am depărtat puțin de activitățile firmelor pe care le administrez, ocupându-mi timpul cu partea politică, partea administrativă. Așa, dar uite că au venit, e un moment în care trebuie să fiu și eu prezent pe acolo. Da. Păi, acum stăteam chiar înainte de emisiune și ziceam, domnule, au trecut 3 ani aproape. 3 ani, nu? Da. 3 ani de, 3 ani de mandat de consilier local, 3 ani de mandat cu echipa de consilier PNL împreună cu Andrei Carabelea și după 3 ani chiar poți să faci o analiză. Poți să o faci după un an, dar nu e relevantă. După al doilea an zici, domne, hai să... Dar la 3 ani deja chiar poți să te gândești, pentru că vrei, nu vrei, vine campania electorală peste tine și trebuie să știi ce ai făcut și ce n-ai făcut. Acum, eu vă întreb așa, 3 ani de consilier la Piatra Neamț, într-o perioadă extrem, extrem de agitată, nu știu dacă agitată natural sau agitată artificial, dar oricum cu multe probleme. Păi acum, o perioadă poate fi agitată sau nu, funcție dacă vrei să faci ceva sau nu vrei să faci. Pentru că dacă nu vrei să faci sau vrei să stai așa mai comod, perioada poate fi, chiar dacă ar putea să fie așa mai tumultoasă, ea poate să devină calmă și liniștită, toată lumea să-și vadă de treabă, timpul trece... Timpul trece, leafa merge. Da. Din fericire, echipa administrativă care a venit la primăria Piatra Neamț, din punctul meu de vedere, chiar și-au dorit și își doresc să transforme acest oraș. Și cu resursele pe care le au la dispoziție, să îi dea o nouă față și să îl ducă spre o nouă imagine, să dea o nouă imagine orașului, să îl facă mai bun pentru oamenii care locuiesc în orașul acesta.
Normal că toate acestea vin cu multe neajunsuri la pachet, pe de o parte, pentru că, uite, suntem într-un șantier de ceva timp. Pe de altă parte, toate aceste lucruri vin și cu critici, pentru că ai ce să critici până la urmă și asta este un aspect important. Dar important este, din punctul meu de vedere, că fiind aproape de cei din administrația de la Primăria Piatra Neamț, îi văd că sunt cât se poate de bine intenționați și în fiecare zi își pun mintea la contribuție și toți oamenii de acolo muncesc pentru a rezolva problemele care apar pe parcurs și pentru a duce toate proiectele astea la bun sfârșit. Și nu toate proiectele astea să le ducă la bun sfârșit, ci să facă și altele. Și nu este ușor când îți propui asta, pentru că timpul, deadline-urile, timpurile limită sunt cât se poate de apropiate. Mulți ani s-a întârziat în implementarea unora dintre proiecte și ajungi să le faci pe multe dintre ele pe, oarecum pe repede înainte. Și uite așa îți apar situații neprevăzute care te împiedică să respecti anumite promisiuni. Iar dacă am învățat ceva în ultimii 3 ani, în acești 3 ani în care am avut contact cu administrația, au fost, cred că, cel mai multe lucruri, dar să le pun așa într-o ordine. Primul lucru pe care l-am învățat că lucrurile nu se pot întâmpla repede în administrație. Deci nu se pot întâmpla repede ca în viața privată. Veneam dintr-un mediu privat unde aveam o idee, îmi făceam un plan și în câteva luni îl puneam în aplicare, urmând ca după aia, într-adevăr, să construiesc la el și să-l duc spre finalizare. Dar în câteva luni era pus în aplicare. Pe când în administrație, în momentul în care ai o idee, nu mai ești tu cel care ia decizia, începi să o discuți, ceea ce e un lucru bun, că ideea se poate îmbunătăți. Dar de foarte multe ori se poate și complica în așa fel încât rămâne undeva într-un sertar sau nu mai pui în aplicare. Păi, haideți să le vedem un pic. Păi, este... Să vedem punctual sau... Să vedem pe exemple, câteva exemple, unde... Deci, ce se întâmplă? Dacă nu se făcea nimic în oraș, că se putea merge, dom'le, proiectele vechi nu ne interesează, luăm unul, două care ni se par mai așa și renunțăm, nu ne mai întoarcem la povestea aia că dacă renunțăm trebuie să plătim bani, că s-a dovedit că nu-i chiar. Și nu ne întoarcem nici la, povestea că dacă renunțăm nu mai putem să accesăm alte fonduri. Exact. Nici la deci aia, nici la aia. Deci ca să nu mai ne întoarcem. Ca să lăsăm Piatra Neamț undeva. Așa, deci îl lăsăm acolo și facem noi niște proiecte noi ca să nu deranjăm. Bun. Vrem să le facem pe hârtie sau vrem să le facem proiecte care să poată fi puse în practică? Aici este marea problemă. Pentru că dacă nu se făcea nimic, la ora asta se spunea așa, arată groaznic orașul, nu se curge apa pe putare, se întâmplă acolo, pică cozla, cresc burienile, pavelele sunt proaste. Da, știți, cu Dumnezeu înainte mai treceau 4 ani. Da. Așa cum au trecut și cei dinainte, când nu s-au făcut niște lucruri de infrastructură mare. Deci, păi nu, dar 4 ani noi am zis așa, plătim datorii. De cât timp vorbim, domnul Bălănescu, că Piatra Neamț are o problemă în ceea ce privește aducțiunea de apă? De cât timp vorbim? Care au fost investiți? Ce am vorbit? Am vorbit de mult timp, am vorbit de un proiect Poima la Paservul și ăla va fi salvarea orașului. Stăteam tot timpul cu sabia deasupra capului că cine știe când va rămâne acest oraș fără apă, așa cum, nu știu, problemele prin care trec romașcanii sau și cei de la Târgu Neamț. Și uite că primarul Carabelea împreună cu echipa sa reușește să contribuie la rezolvarea acestei potențiale probleme printr-un proiect care e făcut repede, e făcut așa cum trebuia să fie făcut înainte, atunci când s-au semnat aceste proiecte de mobilitate. Atunci trebuiau să se gândească cei care au semnat proiectele și au făcut, domnule, să stai puțin, ce avem sub asfaltul ăsta pe care îl turnăm noi? Ce avem? Avem niște conducte, putem să mai ajungem la ele? Nu mai putem să ajungem la ele. Nu, întrebarea primă era asta. Băi, ăla care ai făcut proiectul, tu când ai făcut proiectul, ai întrebat dacă conductele
au durata de viață depășită. Toată lumea știa că durata de viață era depășită. Cum niște profesioniști, tot cu P începe, toate cuvintele frumoase încep cu P, da? Niște profesioniști, nu au ținut cont de acest aspect minim, conductele de apă și canalizare. Domnul Bălănescu, nu știu la cine vă referiți când spun cei care au făcut proiectele. Dacă vă referiți... La proiectanți. La proiectanți. Proiectanților li s-a dat o temă. Adică faceți, puneți asfalt pe bulevardele astea. Da. Puneți asfalt. Bun, dar tu când proiectezi, știi că acolo trebuie să obții o autorizație, un acord de la ăla care are țevi, de la ăla care are cabluri, de la ăla care nu știu ce mai are pe acolo. Păi tu, ca proiectant, nu-i spui, bă, țineți cont, bă, și de alea. Aici. S-a ajuns în situația respectivă. S-a trâmbițat că, uite, am semnat proiecte de nu știu câte milioane de euro. Da. Și când să le pui în practică, stai puțin. Că ele au fost semnate. Așa cum poate au mai fost semnate și alte proiecte și se... Eu știu, se fotografiază mulți din politică. S-au fotografiat și la UPU, s-au fotografiat și la spital, da? S-au fotografiat și în alte părți. Nu discut. Haideți să vedem realitatea. La poduri. Realitatea este că te trezești că trebuie să pui în aplicare un proiect pentru că vrei să-l pui în aplicare, pentru că dă o față mai bună orașului, cu neajunsurile sale ale proiectului, dacă trebuie să le atingem, le atingem, dar vezi că stai puțin că trebuie să facem ceva și cu conducta de apă. Bun, cât costă conducta asta de apă dintr-un capăt în altul? Costă vreo 6 milioane de euro. Și de unde îi scoatem? Că primăria Piatra Neamț nu are banii ăștia. Dar uite că cu ajutorul guvernului, cu ajutorul tuturor celor din fruntea PNL-ului de la nivel județean, s-a reușit să se găsească resursele financiare și într-un timp foarte scurt să se pună în aplicare acest proiect de schimbare a conductei de apă pe bulevardul Decebal Traian. Da, în momentul de față, chiar acum vreo 2-3 zile, pentru că fiind implicat în partea asta administrativă, normal că te întâlnești cu oamenii și te mai... Și spunea un colaborator, Adrian, gata, ajunge, până când mai ține? Bă, oameni buni, tu nu-ți dai seama ce înseamnă să tragi o conductă de apă. Probabil că asta nu-ți dai seama. Ai vrea ca în 2 săptămâni totul sau într-o lună de zile totul să fie gata. Nu se poate. Noi ne-am obișnuit, așa ne-a fost un dat. Când te duci în apartament, ridici butonul la chiuvetă, curge apă. Tragi, apa se duce undeva. De unde vine apa aia? Unde se duce? Nu e problema mea. Doar că uite că acest sistem are niște hibe majore. Conducta aia prin care venea apă se putea să se deterioreze în așa măsură. Nu, era deteriorată. Era deteriorată. Doar era osită, în anumite zone era osită. Bun. Cum poți să bagi conducta aia la 3 metri fără să deranjezi? Da. Aveți dreptate. Problema, din punctul de vedere, nu al cetățeanului simplu, care doar dă cu nasul de toate lucrurile astea și îl deranjează. Mai este una. Și lucrul acesta este lucru pe care eu, ca om care împreună cu colegii, când au apărut proiectele pe vremea domnului Chitic cu mobilitatea urbană, am spus două lucruri, că proiectele, așa cum sunt ele făcute, sunt greșite pentru că nu țin cont de utilități și nu țin cont de un subsol tehnic ca să poți avea, dacă tot distrugi, să poți avea acces la utilități. Și doi, că aceste proiecte au fost făcute doar pentru fățuială, nu pentru o chestie care să țină pe nu știu câți ani să nu te mai atingi acolo. Plus că pretextul acela cu aerul, să curățăm, să nu avem... Pretextul ăla era că acolo se încadra în axa de finanțare. Că la Piatra Neamț nu aia era problema. Deci, toată lumea știa, noi, cel puțin din presă, am spus, bă, acolo nu e. Dar nu asta e problema ce vreau să spun. Pe mine, ca om care știu lucrurile astea, mă deranjează în administrația locală un lucru. Faptul că
anumite chestiuni din aceste proiecte, din momentul în care te-ai apucat să le faci, nu a existat o echipă care să prevadă niște lucruri, cum a fost cu autorizația la pod. Țineți minte la ce mă refer. Cum acum, de exemplu, și vă dau un exemplu ieri, am zis noi, hai să vedem, că noi încercăm în fiecare săptămână să ținem pasul cu aceste proiecte, să spunem, uite, s-a mai făcut aia. Și am stat de vorbă cu constructorul. Dom'le, ce se întâmplă cu ultima bandă de asfaltare? El spune, dom'le, nu putem să asfaltăm pentru că acolo trebuie puse niște bazine sau nu știu cum se cheamă, de la APASERV. O parte le-am făcut noi, nu era vorba de APASERV, celălalt constructor, cu tot cu capacii, ei trebuie să le pune, dar altele trebuie să le toarne. Ok. Bun, și mai departe, zice, acolo unde este țeava, trebuie pusă o chestie de protecție din beton. Noi ne apucăm, dar trebuie să vină o hârtie de la dirigintele, nu știu care, așa, să ne dea exact ce trebuie. Acum, să-mi fie cu iertare, se știa de lucrul ăsta, că va trebui făcut, din momentul în care a început să sape. De ce această hârtie nu este dată constructorului? Cum să vă spun eu? În momentul în care el sapă șanțul și știe, până aici vin cu asta, aici vine canalul, bazinul respectiv, de aici pot, el să-și facă treaba. Nu știu să vă răspund. Nu știu să vă răspund. Astea sunt lucrurile care nu știu pe să mine mă deranjează. Pentru că atunci când răspund la o întrebare, vreau să știu toate elementele. Dacă mi se oferă doar niște nuanțe, habar n-am de la ce. Dacă a fost o problemă tehnică, dacă a fost, nu știu, o problemă de lipsă de profesionalism. Vă spun eu o problemă. Lumea spune așa și eu nu știu, dar nimeni n-a venit să ne spună. Este o problemă cu umplutura care s-a pus la țevile alea. Că în loc să se pună nu știu ce și nu știu cum, s-a pus pământul înapoi. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu. Păi nu știu, nici nu mă pricep deci tehnic, nu știu, din punct tehnic, de vedere tehnic. Dar acum un inginer mi-a spus tehnic, dom'le, ca să nu fie probleme, trebuie pusă nu știu ce din beton să protejeze placa. Nu știu dacă unii spun că e o soluție tehnică, alții că nu, ca de obicei. Problema e că în momentul acesta este, ieri cel puțin, nu era acea hârtie emisă. Și eu stau și mă întreb, dom'le, e o lucrare care este urmărită de cineva, bănuiesc. Este un diriginte de șantier, este o celulă de criză la primărie, unde este un om care urmărește proiectul, bănuiesc, sau doi, sau trei. Dacă eu știu că trebuie pusă aia și așa, cine trebuie să facă pasul? Că nu poate să, primarul nu are de unde să știe cât beton sau ce beton trebuie pus. Nu, primarul el trebuie informat. El trebuie informat de niște oameni de acolo. Și clar că nu primarul ia decizia asta. Primarul îi se oferă niște detalii tehnice și la sfârșit, cu informațiile pe care le are, susține exact, de a se adică merge aici, într-o direcție. Aici este o mare problemă, că există niște servicii tehnice, așa, care părerea mea este că le lipsesc niște dinți la rotițe. Bun, părerea mea este că serviciile astea tehnice sunt subdimensionate în primărie. În momentul de față sunt în oraș foarte multe proiecte. Foarte multe proiecte care toate au nevoie de niște avize tehnice de la un birou care este mic ca și număr de oameni. Iar oamenii ăia, pentru a lua o decizie, trebuie să analizeze în amănunt. În momentul în care îți pui semnătura pe o aprobare de genul ăsta, nu știu, toarnă betonul, de ce dimensiune, de ce calitate, tu trebuie ce, să... Ce fier beton pui? Tu ce... trebuie există să totuși fii un cât proiectant se poate există. De sigur. Da. Încă o dată, în primărie, pentru că acolo se ajunge până la urmă, ei recepționează lucrarea și ei fac niște proiecte tehnice pentru licitații, pentru studiile care se fac premergătoare unui proiect. Prefezabilitate, fezabilitate, etc. Iar oamenii aceia sunt cât se poate de
se trage de ei pentru că ei trebuie să urmărească pe de o parte proiectele în curs, iar pe de altă parte trebuie să lucreze și la noi proiecte viitoare. Acolo este, din punctul meu de vedere, un birou subdimensionat, nu numai din punctul meu de vedere, iar pe de altă parte este foarte greu să-ți completezi acest birou tehnic, pentru că ai nevoie de oameni foarte buni și uite că am mai spus-o și în alte rânduri, este un domeniu unde, care este neatractiv pentru cei care vin din afara administrației, pentru că e o zonă unde și mediul privat oferă salarii foarte bune, mult mai bune în zona respectivă și poate cu responsabilități ceva mai scăzute. Aici, de asta am spus că multe dintre lucruri nu se fac atât de repede pe cât îți dorești, pentru că ai o chestiune, când ești în mediul privat și vrei să faci ceva, nu reușești să faci cu un anumit buget, crești bugetul, dar faci lucru care ți l-ai dorit. În administrație lucrurile astea nu se întâmplă chiar așa. Dacă ai un buget, trebuie să rămâi cu bugetul ăla acum la capăt. Să nu exagerăm. Nu exagerăm. Când am spus-o, mi-am dat seama că... Nu exagerăm toate lucruri. Pentru că ce se întâmplă? Mă uit numai la proiectele astea pe care le avem acum în curs. Nu există ședință la care să nu se vină cu o majorare a prețului pentru că eu n-am zis nimica niciodată că nu trebuie majorate prețurile la lucrări, dar întotdeauna am stat și m-am gândit că niciodată când au scăzut prețurile la carburanți, de exemplu, sau la alte lucruri care țin de domeniul ăsta, n-am văzut să se vină cu o rectificare pe minus. Niciodată. Bun. Acum depinde fiecare element cât ce impact are asupra costului total. E adevărat că nu prea ni s-au adus spre analiză și ulterior vot scăderi de niciodată costuri. Dar uite, e o întrebare bună dacă au fost niște elemente atât care să aibă impact asupra unor lucrări care să poată să ducă la o diminuare. Cu toate că de cele mai multe ori atunci când obții o majorare a prețului inițial, cred că nimeni nu-și mai pune problema să vedem dacă putem să obținem și o diminuare după ce licitația a fost încheiată. Și exact. Dar este o problemă și asta, adică au fost proceduri în perioada aia în care erau prețurile sus. Da. Au fost proceduri făcute atunci, nu alea care erau înainte și ai mărit prețul, ca să-l aduci la zi. Au fost proceduri când erau prețurile sus. Procedura aia s-a făcut după ce s-a licitat și s-a adjudecat, ăla nu începuse încă treaba, prețurile s-au dus în jos. Nimeni nu a stat să se mai uite dacă cumva prețul de aprovizionare a fost altul decât cel preconizat prin proiect. Acum știți cum, când se vin cu deconturile de cheltuieli pentru a se face plățile, cineva urmărește acolo cum au fost făcute de conturile respective. Cu siguranță, dacă se observă diferențe, ele se fac niște regularizări și apoi, știți cum, mai este o instituție care vine și te mai trage de mânecă ulterior. Nu, instituția aceea vine și spune la cât s-o achiziționa, la atâta. Ok. Nu se chiar respectă. Ok, că de foarte multe ori pune sume care să fie date înapoi. Bine, dar acolo spune sume care să fie date înapoi când nu se respectă ce este în procedură. Când ce este în procedură, nu ce nu este în procedură. Acolo, da, știm. Dar, oricum, era doar o paranteză asta, pentru că și la stat, și parcă aș spune mai ales la stat, prețurile cresc, pentru că tu, în privat, ai grijă tot timpul să
să ții costurile la un... cât mai aproape de realitatea. Primul rând că este mult mai flexibil în privat. Este mult mai flexibil în privat. La stat, odată ce te-ai dus pe o licitație cu anumite costuri, ele pot să se ducă doar în sus, în jos nu mai pot să se ducă. Ei, vedeți asta. Da, și revenind la Piatra Neamț, revenind la lucrurile care se fac. De exemplu, s-a tot vorbit și se tot vorbește că suntem un oraș, șansa noastră este turism. Turismul, toată lumea a vorbit despre turism. Inclusiv locul care ar trebui să fie motorul de dezvoltare al județului și al regiunii, Agenția Dezvoltare Nord-Est, ne vorbește foarte mult despre turism. Deși eu aș fi așteptat de acolo și alte idei pentru zona asta. Avem acest, cum se cheamă iarăși, organizația de management a turismului, care s-a înființat relativ recent. Sincer, am avut o reticență la modul în care s-a organizat, mai ales când am văzut că primăria a dat, nu mai știu, 30, 35, 40 de mii de euro pentru ca să pornească lucrurile. Mm-hmm. Și acum, managerul spune, domne, eu nici nu mi-am luat salariul de acolo în ultimele luni, că nu era. Ori mi se pare o proastă prognoză a lucrurilor, ori o proastă organizare. Genul acesta de activități, care sunt pe termen lung, poate ar trebui organizate un pic, apropo de nemulțumiri, mai bine înainte de a le lansa. Bun. Pe de o parte vă pot da dreptate, pe de altă parte vă pot contrazice. Vă rog. În ce sens? În momentul în care vrei ca un lucru să fie perfect organizat, dar perfect să fie organizat, încă o dată, sunt anumite chestiuni care trebuie să fie perfect, adică nu te poți juca cu niște chestiuni care pot să pună în pericol sănătatea oamenilor, de exemplu. Da? Dar atunci când vorbești despre o idee, așa cum a fost organizația de management al destinației, chiar dacă lucrurile poate n-au fost organizate perfect de la început, e bine că ei s-a dat drumul să funcționeze și unele lucruri să poată fi îmbunătățite din mers. Acum, una dintre marile probleme în ceea ce privește inclusiv dezvoltarea, fructificarea potențialului turistic la Piatra Neamț este faptul că nu reușesc sau nu au reușit, cel puțin din cunoștințele mele în trecut, operatorii din turism să se pună împreună și să aibă un plan pe care să îl pună în aplicare împreună. Organizația de management a destinației asta încerca să facă, să-i adune pe cei din turism, Horeca, și să aibă niște direcții comune. Acum am citit și eu comunicatul domnului Filip. Eu am avut nu îndoieli în ceea ce privește ideea cu organizația de management a destinației. Am avut unele îndoieli în capacitatea lui Alex Filip de a rămâne la Piatra Neamț. Exact că, același lucru l-am spus și noi. Știind că familia lui este în Dobrogea, în Tulcea, și e greu să stai departe de familie și pentru o activitate care necesită foarte mult timp, pentru că sunt foarte mulți actori implicați și tu trebuie să stai de vorbă cu fiecare și să-l convingi că... Pentru că așa suntem învățați și așa, cum să zic eu, pentru că avem o experiență destul de mică în ceea ce privește capacitatea de a comunica și de a ne asocia, suntem cât se poate de deștepți fiecare în pătrățica noastră și ne este foarte greu să acceptăm un alt punct de vedere care vine din exterior, chiar dacă îl auzim, nu reușim să-l... Suntem autiști. Suntem autiști. Da? Și atunci se pierzi foarte mult timp cu bătând pasul pe loc până a aduce pe mai mulți oameni să vadă că, domne, dacă ne este tuturor mai bine, îți iese și ție mai bine. Și să nu facem fiecare să ne fie nouă bine și nu mă interesează ce se întâmplă în jur. Potențialul turistic al orașului Piatra Neamț și al județului Neamț, asta discutăm despre Piatra Neamț, el clar că există. Că ai niște resurse naturale care le poți pune în valoare. Moștenirea istorică. Da, doar că, într-adevăr,
Asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Dacă mâine ai vrea să aduci, eu știu, 5.000 de turiști în Piatra Neamț, dai seama că stai puțin că n-ai unde să-i cazezi, de exemplu. Da? Și ele vin pas cu pas. Pe de o parte vin prin investițiile administrației pentru a crea anumite, nu știu, trasee turistice, pentru a îmbunătăți acum, cum de exemplu, vârful Cozla de acolo, să faci ceva, să faci o infrastructură în sensul ăsta. Pe de altă parte, ea trebuie să vină din spate cu investiții ale operatorilor privați, pentru a face spații de cazare, pentru a face inclusiv ei să facă niște chestiuni care de agrement. Dar asta se dezvoltă pas cu pas pe măsură ce creezi o piață. Când și operatorii din turism vor vedea că sunt din ce în ce mai multe solicitări de a se rămâne în Piatra Neamț, cu siguranță vor face investiții în zona aceasta. Eu am rămas surprins în câteva situații în care am vrut să-mi chem niște prieteni la Piatra Neamț și nu găseam cameră la hotel. La hotel. Deci, dar ce se întâmplă? Și nu numai la hotel, la toate pensiunile din zonă. Da, sunt niște situații punctuale și izolate. Da? Dar ideea... Sau se lucrează, avem tot timpul ocupat totul și nu se raportează. Sau da. Și asta, pentru că nu sunteți singurul care spune asta. Am încercat să găsesc camere și n-am găsit. Dacă e așa, înseamnă că avem o altă problemă. Bun, analizat. Deci, da. E de analizat, pentru că una dintre cea mai importantă resursă de finanțare a organizației de management al destinației era taxa... De asta vă spun. Alex Filip spune la un moment dat că prognozele noastre nu sunt apropo de taxa hotelieră. Bun, și într-adevăr și prognozele. Deci prognozele s-au făcut pe niște cifre reale, deci raportate. Da? Poate acum este o problemă în ceea ce privește colectarea acestei taxe. Că noi în România avem în general probleme cu colectarea. Nu, cu colectarea la stat sau la administrație. Nu, restul colectării merge. Deci merge, da. Vedeți, din când în când mai transpiră câte ceva cu colectarea. 1 milion, o chestie pe acolo. Dar rest, la stat e colectarea problemă. Da, la stat, normal. Când vorbim despre fonduri publice. Nu? Exact. Da. E un exemplu ăsta. Ați amintit de Cozla. Acum avem Cozla. Deci, pe mine mă înspăimântă lucrul ăsta. De fiecare dată când se apropie campania electorală, Cozla devine cuvântul cel mai folosit în campanie. Deci când la Piatra Neamț, Cozla, Centura și ce mai era? Parc Industrial. Și Parc Industrial. Cozma, Centura, așa ce... Și începe, facem, dregem, cu tare. Acum avem pe Creangă, o să-l avem pe Creangă, sper să-l avem da. Pe Creangă, pe muntele, pe dealul cu ăsta. Pe dealul cu ăsta. Bun, eu aștept cu nerăbdare, în afară de aceste machete drăguțe, cu personaje care acum, cum să spun... Deci nu știm dacă nu cumva va veni vreun ONG și ne va interzice, să spunem, Păsările Lăzungilă, că e un om cu deformități, disarmonii. Cu... Te poți aștepta la orice. De ce? Păi nu, da. Sau să spună, domne, Frămânzilă, Setilă, astea sunt persoane. Albă, harap alb. Nu, harapă nu poate fi alb. Sau alte chestii de genul ăsta. Da. Deci pe lângă asta, aștept cu nerăbdare. Proiectul e mare, se întinde pe câteva hectare bune. Da, da. Dacă nu mă înșel. Dacă avem vreun studiu, și nu o spun cu nicio răutate, ca să nu mai avem după aceea probleme, cu privire la stabilitatea terenului pe care se face proiectul. Pentru că este știut faptul că zone din muntele, din dealul Cozla, se cam duc la vale. Dacă avem probleme, e luat și un... proiect privind stabilizarea muntelui, în afară de drumul care se face, care este ok, se face foarte bine. De ce? Pentru că noi promovăm acum proiectul, se discută despre el și peste 5 luni, 6 luni, la primăvară, mai vine o iarnă, poate, na. Stați un pic, că acolo avem o porțiune de 400 de metri care, știți, o ia la vale.
Adică, acum s-ar putea de, eu știu, să fie o chestiune de analizat, așa cum spuneți dumneavoastră, nu știu, cred că... Deci nu, mie îmi place că proiectul îmi place, da. Da. Deci nu discut. Totuși trebuie să ținem cont de faptul că aceste statui de dimensiuni mari sunt făcute din material lemnos. Ele nu sunt, discut. E ok. Dacă va fi o problemă în ceea ce privește terenul, la un moment dat, pe anumite porțiuni, mă gândesc că ele pot fi relocate relativ simplu. Este mai greu să relochez hotelul ăla sau tentativa aia. Iglu, iglu, da, și iglu. Și iglu, da? Sunt mai greu de relocat, nu știu cum să le numesc. Ca să... Monstruozități arhitecturale da? Făcute ca să... pui mult beton, multe așa, fier beton, ca să poți factura. Pe când aceste statui, eu cred că, pe lângă faptul că... Ideea e drăguță. Da. E drăguță. Poate crea un entuziasm, cel puțin în rândul copiilor. Și cu siguranță. Deci va genera. Problema este să nu repetăm greșelile din trecut pe dealul Cozla. Tot munte îmi vine să zic. Bun. Greșelile din trecut, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante ar fi să nu te apuci să torni betoane înainte de a face aceste studii de care spuneți dumneavoastră. Dar de a face un traseu turistic unde să ai și niște atracții, da, este okay. E o diferență. Este iar okay. Așa cum arată, cel puțin din punct de vedere al machetelor, proiectul, cred că are toate șansele să aibă succes. El va avea succes dacă va fi pus acolo și lucrurile vor fi în regulă. Eu vreau să fie lucrurile în regulă, dar vreau să existe și această chestie. Dom'le, hai să vedem înainte. Avem probleme? Pentru că există deja niște studii. Nu vreau să merg în urmă. Există niște studii. Nu știu exact unde merge traseul. Eu n-am avut curajul să merg cu domnul Irimia să mă ducă pe traseu, să iau interviu pe traseu. Din cauza că era frică de alunecările de teren? Nu. Rămân lucruri. Când iei un interviu, rămân lucruri. Și după aceea, dacă rămân lucruri, întrebi. Peste o lună, peste două, peste trei. De exemplu, eu acum l-aș întreba pe domnul Irimia. Irimia, câți copii merg la creșa din Speranța? Pentru că ne-a spus că va fi creșa funcțională a doua zi. Astea sunt greșelile care se fac din prea mult entuziasm. Da, domnul Bălănescu. Dumneavoastră aveți o foarte mare experiență în ceea ce privește presa și... Atât. Rest, și administrația. Domnul. E adevărat că cei de la vârful administrației din Piatra Neamț, cei mai mulți dintre ei sunt tineri. Și nu au această, nu știu cum să zic eu, precauție când, în ceea ce privește anumite proiecte și imaginea care s-ar putea răsfrânge asupra lor cu aceste proiecte. Dar, încă o dată, mie îmi plac extraordinar de mult din sensul că sunt oameni care își doresc să facă. Deci își doresc să facă și chiar fac niște lucruri. Deci chiar fac niște lucruri. Fac și greșeli. Dar eu în momentul în care văd foarte mulți care vin și pur și simplu pescuiesc greșelile, unele dintre ele chiar le pescuiești. Da? Că ai la oricine, dacă, știți cum e, dacă vreau să-mi dau cu părerea dacă dumneavoastră faceți presă bună sau rea, fără să fiu specialist, o să-mi dau da, cu părerea. Bineînțeles, dar nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Problema este că dumneavoastră vă dați părerea despre presă, că așa e, dar noi ne dăm cu părerea despre administrație, pentru că administrația deservește o populație. Eu deservesc un interes care poate fi public, privat, ca presă. Da, nu, este public. Deci, inclusiv... poate fi public, poate fi privat, da. Depinde de cum îl privești. Dar administrația publică oferă servicii către populație. De ce am spus eu, apropo de creșă, că dacă ai un proiect în care e vorba de betoane și fiare, este una. Da. Dar în momentul în care e vorba de niște copii, da. E vorba de niște copii și de o zonă, păi te asiguri că atunci când spui ceva, lucrul acela se și întâmplă. Bun. Deci ce nu s-a întâmplat cu creșa din Speranța? Că nu funcționează încă. Nu funcționează. Din ce motiv nu funcționează? Din ce motiv? Lipsa de comunicare și arderea etapelor,
Și asta deci, vă spun eu. Că... este funcțională, da? Da. Este cât se poate de bine făcută. Nu funcționează din cauza unor autorizații care nu au fost cerute la timp. La timp. Să vă spun de ce nu au fost cerute la timp? Pentru că cineva a trimis o hârtie. Și a crezut că lucrurile pot fi. Nu, a trimis o hârtie și a zis așa. Ei au întrebat, domne, ce aveți acolo? Și domne, avem o grădiniță. Păi dacă aveți grădiniță, nu mai aveți nevoie de așa. Dar au uitat să precizeze că acolo n-a fost niciodată o grădiniță, ci doar o clădire cu scop destinație de grădiniță. Dar nu a funcționat grădinița. Și atunci, persoana care a făcut chestia asta este, din punctul meu de vedere, discreditată profesional. Cel care a spus chestia asta. Discreditată profesional. N-aș mai discuta cu persoana asta lucruri referitoare la creșă. De acolo încolo, după aceea. Dom'le, s-a greșit, ok, se greșește, că așa e. Da. Toată lumea greșește. Păi dacă am greșit, nu persist în greșeală. A doua zi eu spun, de mâine începem. Păi n-aveai cum, știai și tu, știa toată lumea că n-ai cum. Forțez nota, păi nu, că îi dăm drumul și vin două îngrijitoare. Nu e așa. Da. Nimeni nu-și permite să-și asume răspunderea încălcând legea când e vorba. Bine că se încalcă legea când e vorba de copii și în alte părți. Nu discutăm. Poate aici sunt condiții mai bune ca în alte părți. Deci condițiile contează, pe de o parte contează, dar dacă nu ai toate autorizațiile așa cum scrie, Doamne ferește de ceva, tu orice, nu ești autorizat. Orice. Și gata, nu mai, discuția este încheiată. Din de asta am zis. Eu îl apreciez pe domnul Irimia. Lucrul ăsta s-a văzut de multe ori. Sunt momente în care domnia sa vrea să ardă etapele. Ar trebui să asculte și de ce spune... Nu. Legea administrației publice asta este locale. O chestiune. Tu, ca și decident, poate îți dorești, poate ai vrea sau ți-ai asumat să arzi anumite etape, dar nu ești singur implicat în tot procesul ăla și atunci clar că etapele nu pot fi arse. Deci etapele nu pot fi arse și... Dar în cel mai scurt timp, cu siguranță se va... Doar că, într-adevăr, e o chestiune care aduce așa. Ai spus... Și nu păi, s-a nu, făcut. Asta este ideea. Din punctul mai bine, de vedere, mai bine spui cum avem, uitați, podul. Ieri am vorbit cu constructorul podului. Și a zis așa, doamne, noi îl terminăm până la sfârșitul săptămânii, dar nu vreau eu să spun că îl termin până la sfârșitul săptămânii. Îl terminăm. Deci, noi îl asfaltăm să vedem ce se întâmplă după, se circulă pe el sau nu. Că e o problemă și asta. Acolo, din partea cealaltă, e șantier. Da. Va fi podul gata. Ce face mai departe? Dar astea sunt vom lucruri care... Vom crea condițiile pentru ca el să poată fi repus în circulație. Da. Cât va fi necesar. Da? De asta, știi, e bine să dai termene foarte clare în momentul în care controlezi tu situația. Dacă nu... În cel mai scurt timp. Cel mult poți să spui așa, constructorul a zis sau antreprenorul general sau, mă rog. Bun. Acum, dacă ar fi să, uite, a trecut aproape o oră. Dacă ar fi acum să creionați dumneavoastră în calitate de strateg campania electorală viitoare a unui partid, nu neapărat partid. Și pentru locale, pentru campania pentru primărie și Consiliul Local. Și v-ați uitat în urmă, ce ați spune ca principale realizări și după aia ați spune echipei așa, că așa se face. Astea mergem pe ele, astea le lăsăm deoparte. Dacă cineva spune, să avem capacitatea de a răspunde la lucrurile care nu sunt foarte bune. Deci cu ce ați merge înainte, în fața oamenilor? Păi sunt multe lucruri despre care se poate vorbi la momentul actual și cu siguranță, din punctul meu de vedere, vor fi și mai multe aproape de momentul alegerilor de anul viitor. Clar că un lucru care va fi cât se poate de vizibil vor fi proiectele de mobilitate puse în practică, respectiv... Bulevardele Dimitrie Leonida, asta, Mihai Viteazu, Traian și Decebal. Traian și Decebal, da? Deci astea vor fi, se va vedea cum arată. Sper că, adică nu,
Cu siguranță cred că inclusiv activitățile conexe acestor coridoare de mobilitate puse în practică, respectiv transport public, traficul să funcționeze în parametrii normali. Apoi este infrastructura de școlară. În momentul în care vor intra copiii și însoțiți de părinți, noile unități școlare care vor fi modernizate, care sunt în modernizare, vor vedea diferența. Cum era înainte și cum este acum și în ce direcție se merge. Apoi, sunt multe alte investiții cum sunt, cum va fi gata puntea de la Strand. Va fi gata acel parc cu grădina publică Nicu Albu. Cu siguranță eu zic că va fi gata. Eu nu mă grăbesc aici, că da. Deja străiari. Poți să scoți în evidență că ai făcut niște lucruri de infrastructură mare, gen reabilitarea tuturor sau podurilor importante din oraș. Da? Te lauzi, că n-ai cum să nu te lauzi, cu schimbarea conductei de apă. Principala conductă de apă din oraș. Chestiunile care dumneavoastră spuneți că nu prea se văd, sau vă auzeam la un moment dat că spuneți că nu prea se văd, gen, iluminat public. Ele sunt importante, dar ele nu au așa un impact, deși costă enorm. Uh-huh. Deci costă enorm. Era aici în emisiune primarul sectorului 5 din București. A zis, domne, zice, eu am ales să nu dau atâta importanță, de exemplu, iluminatului uh-huh. public, că el există. Îl țin pe ăla care există. Când zice lumea că fac economii, da, dar prima dată să rezolv habitatul din zona blocurilor. Oamenii să fie deci, mulțumiți. Vorbim despre două lucruri diferite. Vrei să îi faci pe oameni să le dai impresia că e bine sau vrei să faci lucruri durabile pe termen lung care poate nu sunt atât de observate. Da? Deci e o chestiune de viziune. Dacă vrei doar durabile să atragi atenția, ieftine, și mai uite, ieftine. Iarba e cosită, e măturat, nu e așa că trăim bine? Dacă vrei să faci lucruri de astea de suprafață, e o viziune pe care o are alesul local. Dacă vrei să intri mai în amănunt și să faci lucruri durabile pe termen lung, gen să-ți asumi dărâmarea unui pod și reconstrucția lui, pentru că, vezi, el nu mai e... e depășită durata de funcționare, atunci faci lucruri durabile cu înjurăturile de rigoare. Da? E, decizia e cât se poate de simplă din punctul ăsta de vedere. Depinde. Iar un aspect, ca să rămân, unul dintre aspecte, multe dintre proiecte vor fi în derulare și foarte important este faptul că multe proiecte vor fi semnate până atunci, referitor la dacă aș fi strateg de campanie și eu aș insista pe necesitatea de a duce în continuare proiectele la finalizare. Asta e principalul motiv. Eu cel puțin după experiența pe care am avut-o până acum, e foarte greu să-ți găsești argumentele de ce să continui, de ce să te expui public, de ce să faci lucruri care strict pentru tine personal nu ai beneficii. Te gândești doar să lași ceva în urmă și uite, din punct de vedere administrativ, e o zonă din care poți să lași ceva în urmă vizibil, mult mai vizibil poate decât ai putea face în plan strict personal. În următoarele minute, în aceeași calitate de strateg, mă rog, sau... Mm-hmm. Haideți nu, haideți să o lăsăm cu strategul. Să nu se înțeleagă că aș fi strategul. Da, nu, nu, da, eu. Avem ceea ce eu numesc locul în care sunt mari probleme când vorbim despre administrația publică locală. Societățile în care Consiliul Local este acționar majoritar sau unic. A fost temă de campanie pentru toată lumea. De ce? Pentru că s-a ajunsese la un moment în care lucrurile o laseră razna. Acum, dacă ne uităm în urmă și la ce este acum, în ce măsură avem niște schimbări de substanță
schimbări de substanță nu pot să spun că sunt acum, ci sunt în curs de a fi implementate și unele poate chiar finalizate. Avem 5 societăți la nivelul Consiliului Local. Salubritas. 4 sunt la nivelul Consiliului Local, una a ieșit de sub Consiliul Local. Este undeva peste o structură superioară, vorbesc de parking, ei nu mai sunt la Consiliul Local, ei sunt deja luați pe persoane, deci nu discutăm. Să nu discutăm despre parking, discutăm despre 4 societăți, parkingul nu mai. Bun. Perla a ieșit dintr-o situație extrem de complicată și mai sunt niște pași de făcut acolo pentru a o aduce, cum să zic eu, într-o zonă de normalitate. Vă întrerup. La Perla, aveți vreun proiect pentru trecerea în contul datoriei, darea în plată? Da, sigur că da, se face și evaluarea. Când va fi? Deci, în momentul de față se așteaptă evaluarea bunurilor. Bunurilor pe care le are Perla. Eu am înțeles, da. Au trecut de când s-o da banii, niște luni bune. Se pare că durează evaluarea acestor bunuri. Da? Deci ele trebuie evaluate și se pare că inițiativa durează. Evaluării trebuie să fie a celor de la Perla. Da. Nu? Atunci mai așteptăm. Nu. Da. Atunci are și Perla un... Consiliul de administrație. AGA, are, da. Consiliul Local are un reprezentant AGA acolo, are un consiliu de administrație, are un... Deci îl așteptăm, ea se va face o dată. Deci tergiversări au fost, dar se va face. Important este că nu mai există pericolul acela de a se bloca activitatea. Asta nu înseamnă că te culci pe ureche. Asta... Urbanul. E tot în insolvență. Urbanul, da, are niște probleme care vechi cu care vine și da, înțeleg eu că sunt niște oameni care e greu să-și asume că pentru a fi rezolvate și acolo sunt niște chestiuni cu niște bunuri care n-au fost luate cum trebuie, cum transferate, folosite. Și cine interesează pe mine și pe dumneavoastră chestia asta? Este o societate a municipalității. Este o societate care de 2 ani de zile aud că va ieși din insolvență. E diferit. Nu este o societate a municipalității, e societatea Consiliului Local. Da, Consiliul Local, da. Aici e. Atunci pe dumneavoastră vă interesează mai mult. În momentul în care spune ceva primarul de societățile Consiliului Local, mai sunt unele persoane care apar, dar ce treabă ai tu să spui societăților... Că dacă acele societăți nu funcționează, e vinovat primarul? Asta nu se mai spune. Dar dacă cumva primarul spune ceva unui director, fă așa, dar ce treabă ai tu să-i spui ca primar directorul ăla? Directorul cu societatea este a Consiliului Local, să vină Consiliul Local să-i spune. Și are contract de management. Și are contract de management, ca să nu mai... De asta v-am spus că una e plecată, nu mai e... Da. Așa. Salubrita și Publiservul. Conform unui hotărâri, nu știu a cărei instituții, cel puțin în ceea ce privește activitatea de dezăpezire și salubrizare, ele trebuie unite și făcute de aceleași societate. Până acum, în Piatra Neamț, dezăpezirea o făcea Publiservul, salubrizarea o făcea Salubritasul. Aceste două activități trebuie făcute de o singură societate și pentru a putea fi pus în practică această hotărâre... A trecut de la Salubritas la Publiserv. Publiservul trebuie să preia și activitatea de salubrizare. Am avut o hotărâre de Consiliul Local în care am votat fuziunea acestor două societăți. Hotărârea de Consiliul Local, când s-a ajuns să se discute în consiliile de administrație a celor două societăți și în AGA celor două societăți, avea, eu știu, s-a dat interpretări diferite, sunt mai multe moduri de a face o fuziune. Nu a vrut nimeni să-și asume răspunderea pentru a lua o hotărâre acolo și atunci a zis că să revenim către Consiliul Local și să ne zică Consiliul Local
Ce cum fel de fuziune să facem? Fuziune prin absorbție, contopire, da. Că dacă contopești e alta, dacă fuzionezi prin absorbție... Sunt niște elemente care... Cine pe cine absorbe... Cine pe cine absorbe... Care... Al cărui contract de management nu mai există, dacă se absorbe... Și sunt niște aspecte care... Dar parcursul a fost deschis, clar este că o activitate importantă a... societății Salubritas trece către, va trece către PubliServ. Bun. Și îmi scapă societate. Societatea scapă la toată lumea, că nimeni nu știe de ce mai există. Se cheamă LocativServ. LocativServ. Deci nimeni nu știe de ce există și cum există. Da. Bun. De ce există? Există lăsați-o. Pentru că e, aceeași, e același aspect. Societățile astea ale Consiliului Local, nu știu, a fost complicată treaba lor în interior, că îți ia nu știu cât timp să o descurci, să o descurcești. Corect. Să vezi ce mai are, unde are, cum au fost făcute, cum au fost transferate, de unde au venit, cui au fost vândute. Deci e atâta învălmășal acolo că chiar îți bubuie capul. Ani de zile în care societățile acestea au funcționat... Unul din obiectivele lor au fost, nu știu, cumva nu vreau să spun un cuvânt care să ceară după bine cineva după aia să spună, adun niște dovezi, dar să spunem de a masca anumite activități care se puteau face prin primărie sau erau date către societăți. Haideți să spun că așa s-a întâmplat la urban. De unde sunt problemele? La un moment dat, primăria nu putea să facă investiții. Că a venit domn Boc, care era șeful lui domn Ștefan, care iubea așa. Zice, băi, nu mai puteți aia. Și atunci, Urbanul a pus un lift la Căminul de Bătrâni. Urbanul a pus scaune la sala de sport. Urbanul a pus nu știu ce în altă parte. A venit Curtea de Conturi, care n-a ținut cont de ce a spus domnul Boc și domn Ștefan și cine mai era acolo. Zice, băi, și te-a apucat pe tine să pui lift la Căminul de Bătrâni. Ce treabă e tu cu Căminul de Bătrâni? Păi știți, mi-a spus forul tutelar. Păi și cum ți-a spus? Unde scrie? Uite așa, mi-a dat un păi telefon. Nu scrie. Da. În loc să ia pe aia care erau acolo factori decizionali, să-i dea cu capul de pământ pentru că au făcut ceva ce era împotriva legii, s-a ajuns la niște conflicte juridice artificiale, create. Știți ce a spus un consilier local când s-a hotărât intrarea în insolvența Urbanului? Îl băgăm în insolvență ca să ascundem lucruri. E consemnat în procesul verbal. Da. Deci am trecut aproape prin... toate cele 4 plus 1 societăți ale Consiliului Local. Una mi-o asum eu. Una mi-o asum eu. Una mi-o asum eu. Nu sunt întru totul de acord cu ceea ce spuneți, dar să spunem că așa ne-am și înțeles că... De vezi cum stau lucrurile la... Și reîntorcându-mă, da, din punctul meu de vedere, nu pot să spun că s-au făcut niște modificări de substanță, cu toate că încă o dată sunt câteva aspecte care scot de sub umbrela societăților, au scos niște activități care e bine să se facă în administrație. Cu o dată, cu neajunsuri, că într-o societate a Consiliului Local ai oarecare libertate și ai de a face lucrurile ceva mai dinamic, pe când direct primărie este mai dificil. Pe de altă parte, este aici o chestiune care multă lume nu o înțelege. Fiind o societate a Consiliului Local și principalul client fiind municipalitatea, nu ai cum să-i ceri societății respective să aibă un profit mare sau suficient pentru a-și putea face investiții, pentru că municipalitatea îi va cere permanent, va insista, o municipalitate responsabilă, va insista să-i se dea prețul cel mai mic posibil. Dându-i se prețul cel mai mic posibil, normal că partea de profit este neglijată, neavând un profit consistent,
nu ai cum să faci investiții și uite așa lucrurile sunt ținute cumva pe o zonă de plutire care eu personal nu sunt întru totul de acord cu ea. Are nevoie Consiliul Local din punct clar de niște servicii publice, dar cu atât clare, bine definite, dar nu supradimensionate în ceea ce privește societățile Consiliului Local. Pentru că în mediu, în zona privată, clar că responsabilitatea este mai mare, pentru că în ceea ce privește costurile, aici mă refer, pentru că da, un privat va ținti să aibă profit și să își țină costurile cât mai jos și să nu-și încarce sistemul prea mult, pe când în partea publică, să zic, mai sunt scăpări. Mai sunt scăpări, mai sunt telefoane. Mai sunt scăpări că... mai sunt telefoane, vezi că îl avem pe unul care trebuie să lucreze aici. Deci mai sunt scăpări. Da. Uite, asta este un alt aspect care pot să spun, din punctul meu de vedere, pot să scoți în evidență ca și un atu în momentul de față al administrației actuale, faptul că există o transparentizare crescută în ceea ce privește proiectele și o transparentizare crescută în ceea ce privește recrutările în cadrul administrației. Da. A trecut o oră, am făcut și strategie. Sper că folos. De asta vreau să spun că a fost o emisiune care chiar și pe mine m-a mulțumit astăzi, pentru că așa ar trebui discutate lucrurile. Să le luăm, să le disecăm, să spunem ce e bine, ce nu e bine, ce e rău, ce e foarte bine. Să nu ne fie frică de faptul că s-au făcut și greșeli și se fac. Deci este un aspect care trebuie să-l înțelegem, domnule, că faci și greșeli. Deci asta e. Nu neapărat că să vii și spui, da, am greșit. Da, cu toate că atunci când ai greșit, da, am greșit. Dar nici să te zugrăvești ca fiind... Da. Să te duci, să te flagelezi în piața publică, autoflagelezi în piața publică. Ne oprim aici, a fost Adrian Jucan, consilier local Piatra Neamț. Mulțumesc pentru participare și, fără nicio aluzie, să ne vedem sănătoși. Să ne vedem sănătoși și cu bine. Mulțumesc, domnul Bălănescu, pentru invitație. La revedere, numai bine. O săptămână bună în continuare.